Cine sunt vinovații pentru jaful asupra României? De 30 de ani România rămâne fără resurse. În schimb, politicienii, guvernanții se îmbogățesc. Iată, acum încep să iasă la iveală, odată cu respingerea intrării României în Schengen, adevăratele motive pentru care nu suntem primiți în lumea bună europeană, să spunem așa, dar și cine sunt autorii jafului asupra resurselor României. Domnul Dumitru Coarnă, deputat independent, mare patriot, iată, este cu noi live în această seară și o să ne spună domnul Coarnă, pentru că am vorbit înainte de emisiune cu subiect și predicat, cine sunt vinovații, domnul Coarnă, că tot poporul vrea să știe de la cine ni se trage tot răul ăsta. Bună seara! Bună seara, vinovații! Vinovații sunt, dacă vreți, și în sens larg și în sens restrâns. În sens larg, vorbim de marile partide politice și aici aș numi pe cele două mari partide, PSD-PNL, aș numi doi mari președinți, chiar trei, și Ion Iliescu, dar Traian Băsescu și Iohannis, Klaus Werner Iohannis. Sigur că acum, în sens restrâns, trebuie să luăm contractul de la origini, de la reglementare și în aplicarea contractului. Iar la origini, sigur că avem guvernul PSD, condus de Adrian Stase, avem acel ministru întâmplător, îl cheamă tot Popescu, îl chema pe cel din 2004, nu? DIP, vestitul DIP. Dan Ioan Popescu, da. Dan Ioan Popescu, aici un ministru OMV, acum avem tot un Popescu, alt ministru OMV, Virgil Popescu. Și sigur că lucrurile se acutizează într-un fel, știți cum e proverbul ăsta românesc care are foarte mult adevăr, tot răul spre bine. Faptul că nu am fost admiși, iată că a generat această discuție extrem de aplicată, pentru că toată lumea discuta lucrul ăsta, știți că pe la colțul și noi mai vorbeam în anumite emisiuni, dacă încercai să abordezi subiectul, erai oprit pentru că nu așa era făcută plata să nu vorbești despre jaful național. Și sigur că acum s-a creat această emoție colectivă și foarte bine că a fost creată, în urma unui vot negativ al Austriei. Austria, care, să merite Dumnezeu, în ultimii 20 de ani a cam prăduit la propriu România și aici fac trimitere la păduri, tot petrolul, jumătate din gazele naturale și sigur și zona agricolă. Și plus de aici construcții și alte afaceri, zona financiar-bancară, unde avem două mari bănci cu capital austriac și aici fac trimitere la BCR și Raiffeisen Bank. Deci lucrurile sunt așezate fix în logica asta. Acum, sigur că emoția a fost trezită și e un moment de demnitate națională în care oamenii simpli au început să pună întrebări și foarte bine că fac lucrul ăsta. Iar o parte din politicieni și nu toți, o parte din zona politică iese cu curaj la atac, dar totuși presa este cea care până la urmă atacă subiectul frontal și poate bine face. Poate bine face. Uitați-vă că zona de putere din nou tace. PSD, PNL, UDMR tac la pachet. Și Iohannis zice să nu boicotăm. Iohannis mai mult zice să nu boicotăm. Eu cred că trebuie boicotat Klaus Werner Iohannis. Eu cred că acțiunile de stradă trebuie să înceapă de la Cotroceni și mers spre guvern. Până la urmă, OMV-ul și-a făcut datoria, a găsit terenul slab, a centrat în România și s-a mufat la gaze, la păduri, la tot ceea ce se întâmplă în țara asta. Sigur că aici vinovați avem și ambasadorul României la Viena, putem vorbi și de serviciile de informații externe și interne. Uitați-vă că un serviciu de informații extern, șeful lui se numea sau se numește Răzvan Mihai Ungureanu, la momentul respectiv era director, soția lui era ancorată la banii OMV, adică avea salariul de la OMV. Doamna Viorica Dăncilă, nu? Dacă discutăm aplicat, Victor Ponta, discutând aplicat, Klaus Werner Iohannis, discutând aplicat, oameni care au primit Da, bani. Iohannis a luat și-a închiriat casa la o bancă 300 și austriacă, ceva da? de mii de euro pe care are datorie către statul român, pentru că o instanță din Brașov, Curtea de Apel Brașov, a spus că acea casă a fost nu dobândită prin fraudă și vorbește de fals și de fals, vorbește acolo de niște sume, niște chirii pe care le-a primit Iohannis de la Raiffeisen Bank cu 300 și ceva de mii de euro, bani pe care nu n-a binevoit să-i. Dar știți Deci, de ca ce? să Pentru. înțeleagă telespectatorii noștri, marile companii străine fac așa. Vin în România și păguiesc guvernanți, cei care sunt la putere, miniștri, cei factorii de decizie, le angajează nevestele, le dau cheșul, că noi nu știm cât Asta și-a luat cheșul e șpagă fiecare. mascată, e o formă indirectă de corupție. Da. Așa. După care începe jaful. Da. Păi dacă ne uităm cu atenție, o să vedeți că tot ceea ce s-a întâmplat în România din 2004 la zi, vorbim de zona OMV Petrom, practic ei au gestionat și politica această țară. Și pot să vin cu exemple concludente, pentru că până la urmă tot ce a fost în funcție cheie în ministerele de resort, chiar și premieri, au fost puși de OMV Petrom, chiar și doamna Dăncilă.
a avut avizul OMV Petrom pentru că soțul dumneavoastră lucra la OMV Petrom. Actualul premier la fel are girul OMV Petrom pentru că l-are pe Virgil Popescu, care, uitați-vă, guvernele s-au tot schimbat, a fost guvernul Ludovic Orban, a fost guvernul Câțu, acum e guvernul Ciucă, el acolo e nemuritor și rece. Nu se mișcă din acea funcție. De ce? Pentru că e susținut de OMV Petrom, e ministrul OMV Petrom, cum îi zic eu, la fel cum e și președintele Klaus Werner Iohannis. E președintele OMV Petrom. Să nu uităm că acest președinte al nostru a fost decorat de către Austria pentru servicii aduse, atenție, statului austriac. Haideți să privim spre Ministerul de Interne, alt vinovat principal, ministru Bode, cei doi ofițeri care s-au ocupat pe relația Schengen, că aveam un departament special la Ministerul de Interne, au fost decorați de către cine, credeți? De către statul austriac. Iar la 1 decembrie anul acesta, 2022, au fost avansați la gradul de general, de chestor, pentru că au negociat atât de bine încât în data de 8 am fost respinși. Haideți să mergem și la SIA un pic, să vedem ce informații au transmis ei către, nu către domnul Bode, care nu știu dacă poate să le citească, că îl compara cineva cu un președinte de CAP, dar cred că omul respectiv a jignit președinții de CAP. Bode nici măcar acolo nu poate să fie. Și cum a ajuns Bode și e de atâta vreme ministru de interne, da? Și la vârful politic. Doamna, Bode a ajuns pentru că e agreat de OMV Petrom și de Klaus Werner Iohannis. Uitați-vă la acel contract cu BMW. Și Polonia a făcut un contract similar și mă refer la poliția din Polonia, dar aceleași caracteristici. Problema e că polonezii au cumpărat mașina cu 9.000 de euro mai ieftin decât românii. Înțelegeți? Dar patronul e foarte bun prieten cu domnul Iohannis. Domnul Bode nu iese din pătrățica Klaus Werner Iohannis, execută totul așa cum îi se trasează. Bun, și ce să facă românii cu Iohannis? Că lumea nu mai vrea pe Iohannis, dar ar trebui să fie demisă politic, către Parlament. Că așa e legea, da? Marcel Ciolacu îl vedeți vreodată în stare? Nu, niciodată. Marcel Ciolacu este un alt aservit, dar el încearcă să joace dublu acum. El face pe polițistul bun. Nu, domnule Ciolacu, ești la fel de vinovat ca și ei. Sunt informații că anumiți șefi din PSD au și ei niște stații OMV Petrom în administrare și o să le fac eu publice, că le-am în verificare. Dar Marcel Ciolacu trebuie să înțeleagă că este la guvernare și trebuie să intervină în contract, în derulare, în aplicare, să formuleze un audit. Are Ministerul Finanțelor, domnul Marcel Ciolacu, care face pe interesantul la televizor, spunând despre boicot, nu l-are pe Căciu acolo. Și eu știu așa, că există o datorie a OMV Petrom către România, către guvernul României, de 6,7 miliarde de lei, reprezentând acea mică redevență pe care ei o au prin contract, au această obligație prin contract să o plătească statului. Mai e o constatare a ANAF de 62 de milioane de lei reprezentând evaziune fiscală la salarii, o combinație cu o firmă din Cipru, dar la fel constatările sunt făcute, cercetările închise. Nu cercetează nimeni lucrul ăsta. Deci redevența pe care ei trebuia să o plătească, nici pe aceea mică n-au plătit-o. Domnul Ciolacu să nu mai facă pe interesantul și pe inteligentul, că nu e nici interesat, nu e nici inteligent. Ar trebui să meargă un pic, v-am spus că are Ministerul Finanțelor, să meargă un pic în executarea contractului cu OMV Petrom și să vadă acolo clauzele pe care OMV Petrom nu le-a respectat. Și vă dau una singură, dacă vreți, cu Arpechim Pitești, unde practic acolo ei s-au angajat prin contract să investească și au închis-o. Dar știți cine a fost avocatul OMV Petrom în raport cu salariații de la Arpechim când s-au judecat? Domnul Predoiu, cumva? E un domn ministru la justiție. Îl cunoașteți pe domnul Predoiu? Da. Discutăm aplicat, da? Lați-l și pe Predoiu, că și el are... Păi de ce nu apare domnul Predoiu să ne spună ce a făcut acolo? Păi domnul Predoiu ar trebui să spună multe, dar trebuie să spună la DNA. În 2014, cred, sper să nu scape mie informații, erau alegeri europarlamentare și PNL-ul făcuse fuziunea cu PD-ul și aveau un miting electoral la Pitești. Da. Oamenii de acolo s-au concentrat și au realizat un meeting de vreo 7-80.000 de foști muncitori de la Arpechim care veneau să protesteze împotriva PNL și a lui Predoiu. L-au anunțat colegii, nu veni că e dezastru, dacă fii aici nu mai pleci. Și s-a întors, era pe autostradă, s-a întors spre București. Deci cam asta este România. România o OMV Petrom. Acum sigur că... Doamne ajută, că știu, se trezește acest sentiment de demnitate națională până la urmă. Trebuie să înțelegem noi, cei de rând, că forța este la noi. Ei acum încearcă să speculeze politic. Uitați-vă la ei că nu iese nimeni în spațiu public aplicat și să vorbească coerent. Nu. Vin cu câteva mesaje și fug din fața camerelor. Ia faceți un exercițiu de imaginație și să admitem noi că în data de 8 eram admiși în Schengen.
Mai aveam noi locul la televizor de ăștia de trădători, ăștia își rupeau cam așa după ei. Eu, Rareș Bogdan, cred că stătea în mâini, Bode spunea că el. Păi Rareș Bogdan zice azi că guvernul va ataca la CJUE și Iohannis iese și zice... Iohannis i-a zis pardon, vezi de treaba ta, da, că ești bou. Da, păi ăștia sunt guvernanții, nu vedeți că... Adică vrăjeală, ca să ce... Eu vreau să fie extrem de clar. Nu EV Petrom are o vină aici, nu are nicio vină. EV Petrom și-a negociat un contract în favoarea lui și în favoarea noastră. Da. EV Petrom a semnat pentru ei, dar pentru statul român a semnat Adrian Năstase și Parlamentul României care a legiferat acel contract în legea 555 din 2004. Deci vorbim de o vinovăție colectivă până la urmă, de o vinovăție, dacă vezi, din zona PSD, pentru că PSD era principalul partid de guvernământ atunci, premier era Adrian Năstase, președinte era Ion Iliescu, dacă discutăm extrem de aplicat. De acolo începe vinovăția. Se discută pe surse de șpagă de aproape 600 de milioane de dolari. De dolari. Atenție mare, să vă spun dimensiunea jafului ca oamenii să înțeleagă. Păi stați, era 20 de ani, deci era o altă valoare a banului. Euro nu a apărut în 2004. Da. Cu dimensiunea jafului, deci acel contract, prin acel contract România a cedat acțiuni în valoare de active în valoare de 100 de miliarde de dolari, reprezentând petrol, tot petrolul, gazele, combinatul Arpechim de la Pitești, Dolchim de la Craiova, la indirect am avut și cel de la Râmnicu Vâlcea. Deci cam 100 de miliarde de dolari. Contractul a fost de 660 de milioane de dolari, dar atenție mare. Taxa de mediu în valoare de 500 de milioane de dolari a revenit României. Practic România a rămas cu 160 de milioane de dolari. Dar șpaga a fost de 600 de milioane. Deci România a rămas cu 160 de milioane, iar băieții ăștia care au semnat și care au, da, 600 de milioane de dolari, am văzut pe surse și urmăresc și presa din Austria, sunt acolo niște oameni aplicați, parlamentari și jurnaliști care au făcut anchetă și a și fost depusă, deci, au fost niște depuse niște plângeri la parchet despre aceste șpăși, trafic de influență și despre toate aceste delapidări care se practică în România. Mergem și la Rom Silva, să vedeți și acolo, în județele alea din Bucovina. Acolo au ras munții de sus până jos. I-au ras de sus până jos. În mașină, Bușteanu are 4 metri, în factură are 2 metri, 3 metri. Da. Și nimeni nu vede. Avem reglementare unde, domnul Ciolacu, vă rog eu să vă notați. Spuneți-l pe Bogdan de la presă să notați ceea ce vă spun eu. Mergeți la redevență că aveți posibilitatea să o majorați până la 13% conform legii energiei, acum undeva de 6-7%, domnule Ciolacu. Aveți ministrul finanțelor, trimiteți ANAF în control la OMV Petrom și la tot ce înseamnă acele firme austriece care dezvoltă acțiuni economice, activități economice în România. Controlați-i la sânge. Să vedeți, dar controlați-i, domnule Ciolacu. Nu îi controlați pentru voi, pentru partid, să vină șpagă întoarsă cum ați făcut în ultimii 30 de ani. Cam asta ați făcut, domnule Ciolacu. Lăsați ipocrizia, lăsați atitudinea asta de polițistul bun, că sunteți polițistul rău și polițistul semidoct. Sunteți polițistul care n-ați lucrat până la 37 de ani în viața noastră nimic, v-ați trezit tras în politică de servicii de informații, așa vorbește lumea, că ați fost pe la Academie pe acolo și nu v-a ales nimeni la PSD, domnule Ciolacu. Nu mai amintesc să vă fi votat cineva președinte. Nu v-a votat nimeni, n-au fost alegeri. Ultimul președinte ales conform statutului, vă place sau nu vă place, este Dragnea. Dragnea a fost ales conform statutului. Dar nici nu pot să mai accept așa. Am văzut că unii merg și protestează la OMV. Nu. Până la OMV poți să boicotezi, nu mai alimentezi. Mă duc și îmi mut card. Eu am avut card la Pfizer, m-am mutat la o altă bancă. Astea pot să le fac. Dar nu mergem ce să pichetez la OMV. Păi OMV-ul și-a semnat un contract și și-a urmărit un scop. Vinovatul principal este Klaus Werner Iohannis și guvernul Ciucă, dacă vreți să mergem politic vorbind, mergem la guvern și la președinție. Acolo sunt vinovații. Nu OMV-ul. OMV-ul și în opinia mea poate fi și trebuie boicotat, dar nu mai alimentez. Eu nu mai alimentez de la OMV. Până când nu știu, e treaba mea. Am avut card de la Raiffeisen, am mutat la o altă bancă. E problema mea asta. Sunt persoană fizică, am drepturile mele și mă pot muta unde doresc eu. E o altă discuție. Dar în rest, vinovăția este fix la guvernul României. Sunați-l pe domnul Ciolacu sau pe domnul Căciu și întrebați-l de ce nu recuperează cele 6,7 miliarde de lei de la OMV Petrom, de ce nu cercetează dosarul penal de evaziune fiscală, de ce domnul Căciu nu execută pe Klaus Werner Iohannis pe acea datorie de 300.000 de euro. Întrebați-l pe Ciolacu.
că face pe interesant acum, că a zis Iohannis Invers. Trebuie să zic pe domnul Marcel Ciolacu. De ce domnul Marcel Ciolacu nu face asta? Vă e frică? Vă e frică de DNA? Sunteți pușcăriabili? Sunteți șantajabili? Aveți problemă cu legea? Cu revoluționarii? Am auzit că ați fost revoluționar, dar revoluția nu v-a văzut. Cam ăștia sunt oamenii politici din România. Sunt ipocriți, sunt trădători, sunt șantajabili, sunt pușcăriabili. Asta știm, cum să ieși, domnule, din mizeria asta profundă. Sincer, eu sunt extrem de trist că n-am intrat în Schengen, dar știți pentru cine? Pentru transportatori. Pierd oamenii aia cam 200 de milioane de euro pe lună. Stat la cozi. Dar uitați-vă la Marcel Ciolacu, nu gândește sau nu încearcă să gândească. Haide, domnule, să capacităm Bulgaria și să desființăm granițele cu Bulgaria. Să fie circulație liberă, România-Bulgaria, să nu mai stau, să stea oamenii transportatori. Am văzut cozi la Giurgiu de 7 km. Nu, domnule, eliminați controlul vamal, avem dreptul ăsta. Prin acord bilateral. Poate că optăm și Grecia. Și ne facem și noi Schengen nostru, numim Giurgiu sau Ruse, sau unde o să facem tratatul ăsta, nu? Dar cine se gândească? Ei n-au voie să gândească. Nu ei gândesc macro, domnule. Ei gândesc că stau puțin pe funcție și că trebuie să producă ceva cât stau pe funcție. Da? Și de asta se întâmplă fenomenul ăsta, că nu avem politicieni de carieră. Avem tot felul de oportuniști puși pe funcții de servicii, interese, străine, habar n-am. Majoritatea celor care au condus și conduc România sunt niște oameni care au deservit alte interese. Și uitați-vă, repet, la SIE, Răzvan Ungureanu. Acum vrea și ăsta să-l aduc, auzeam informații că pe surse, să-l instaleze din nou OMV-ul pe la nu știu care partid, el are o casă pe la Viena. Da, este la Viena, am înteles. Păi stă la Viena, păi normal, dacă, sigur că da. Deci vă dați seama cât de bine a securizat ăsta informațiile noastre? Vă dați seama cum le-a vândut? Păi cum dacă tu ești ancorat la banii OMV Petrom prin soția ta și îmi spui mie că nu-i conflict de interese? Sau doamna Dăncilă prin soțul dumnei? Eu le recomand, dacă au pierdut și ultima știu eu, doză de bun simț. E păcat. Da, spuneți-mi și mie, dacă se demonstrează că președintele unei țări servește de fapt unor puteri străine, ce se poate face? Deci cu politic vorbind, primul lucru pe care l-aș declanșa, suspendarea lui Klaus Werner Iohannis. Primul lucru. Doi, demiterea lui Bode, Aurescu, SIE, demitere a șefului de acolo, și Virgil Popescu, pe loc. Bineînțeles și pe Ciucă, Ciucă oricum e degeaba. Adică pe loc aș face lucrurile astea. Nu ai nicio scuză. La Ministerul de Interne, parcă v-am spus lucrul ăsta, l-am spus, parcă la început emisiunii, nu? Sau am fost mai fost între emisiunea asta, sper să nu fie greșit. La Ministerul de Interne, la fel. Cum să decorezi tu ofițerii care s-au ocupat de negociere cu Schengen, stat austriac, iar tu, Iohannis, îi faci general și la 7 zile noi suntem respinși. Dom'le, avem logică? Avem rațiune? A avansat 82 de general la 1 decembrie. Păi ce face cu generalii ăștia? Călcăm pe ei ca pe dude. Rezultate zero. Țara e în colaps. Oamenii mor în casă de foame și de frig și noi avansăm general pe bandă rulantă. Păi suntem întregi. Suntem o națiune sănătoasă. Avem conducători de caracter. Avem noi așa ceva. Dumnezeule mare. Doamnă, noi îndeplinim condițiile de 11 ani. De 11 ani îndeplinim condițiile pe frontieră securizată, la pachet cu Bulgaria, credeți-mă. Pentru că așa a fost gândit proiectul și mi se pare corect. Suntem și cam singurile țări ortodoxe, cu excepția Greciei, care nu au fost admiși. Pachetul e gândit cu, și acest pachet de protecție și protejarea granițelor e făcut cu Bulgaria. Și e foarte bine făcut, e structurat bine. Că dacă o luăm tehnic, o să vedeți pe raportul ăsta de migrație și pe trasee, 3% din cei care trec prin România ajung în Austria. Păi are România graniță cu Austria și nu știu eu? Unde are România graniță cu Austria? Și trec din România în Austria. Unde au văzut ei așa ceva? Vă dați seama la ce nivel se minte, pentru că eu vă mai spun și ridic un pic nivel și să vă spun că noi nu suntem doriți în Schengen, nu doar de Austria. Și aici fac trimitere la Germania, la Franța, la Olanda și la Austria. Nu suntem doriți în Schengen, iar ei au strategia asta de a fi supărați rând pe rând și nu vom adera la Schengen noi, pentru că nu suntem doriți. Nu suntem doriți în Schengen, e clar, Iohannis o să piardă mai devreme sau mai târziu, vin alegerile, păi cine punem în loc, domnul Coarnă? Și ce garanție am eu, cetățeanul de rând, care eu am vot, eu am pe cineva în minte. Care votez, suveraniștii, patrioții lumpești, nu sunt și aia corupți, nu sunt și aia oamenii serviciilor, nu sunt și aia butonați. Doamne, eu am acum, la cel puțin pentru funcția de președinte, am cel puțin 2 oameni serioși pe care îi știu personal, nu știu în ce măsură au dorința de a candida, dar sunt convins că unul dintre ei, dacă o să candideze,
vă garantez eu că dați-mi are... Dați-mi exemplele. Dați-mi nu pot să vă dau numele lor, că n-am Nu am discutat cu oamenii lucrul ăsta. Și păi la cine vă gândiți? Dacă mâine ar fi alegeri, dumneavoastră pe cine am spus că am, eu am la cine, da. Cine? V-am spus că nu am acceptat. Pe domnul Terheș. Pe domnul George Simion. Nu, n-am vorbit cu domnul Terheș, nu, uitați, vă spun altfel. Nu, n-am vorbit cu domnul Terheș și cu tot respectul, domnul Terheș e bun acolo unde e. Nu, la președinte e altceva. George Simion. Haide să fim serioși. George mai are de învățat, are 35 de ani de viață, să mai lucreze 25. Nu, n-am nimic cu el, dar... Călin Georgescu. Exclus. Păi exclus. Păi Roma, club, masonerie, hai să fim serioși. Chiar nu simt să mergem pe stradă? Chiar atât de naiv doamna să fim? Șoșoacă. Doamna Șoșoacă e o variantă. E o variantă, doamna Șoșoacă. E o variantă, da. Și la cine? Pe cine, la cine vă mai gândiți? Ioana Aurel. Doamna Șoșoacă și-a exprimat public lucrul ăsta și pot să fac afirmația asta. Cei cu care am discutat, eu deci nu. Deci unul dintre nume e doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă, da, este o variantă. Al doilea, cine? Ioana Aurel Pop. Da, e în vârstă, nu? A zis că nu e și domnul Pop o variantă, dar am înțeles că e un pic mai timid așa. Mai... Da, și că e în vârstă și nu mai... E o variantă. E o variantă. Păi cine ar mai fi? Mai spuneți dumneavoastră. Al doilea. Dar mai fi domnul de la Sibiu, de la Cluj, cum îl cheamă, rectorul Academiei. Domnul Marga. Marga, da. Domnul Andrei Marga, da. Dar nu am vorbit nici cu dumnealui, ca să ne înțelegem. Eu am două persoane cu care am vorbit personal și pe care le respect și cărora le-am sugerat eu că ar fi indicat. Păi spune-te și nouă. Nu pot, pentru că am vorbit, am discutat, sunt niște elemente în această logică și nu vreau să vin cu Dar v-ați făcut partid, domnul Coarnă? Lucrez, nu m-am înscris nicăieri, sunt foarte corect cu dumneavoastră. Am dezvoltat foarte multe acțiuni concrete cu partidul Arca, dar nu m-am înscris. Am mers la câteva acțiuni, am făcut câteva, știu eu... Dar să știți că văd acolo, m-am dus la câteva întâlniri, vin foarte mulți oameni și se înscriu, cel puțin din București. Am câteva sute s-au înscris într-o săptămână. De la... CPN, de exemplu, a venit toată organizația București. De la AUR la fel, vin toți oamenii către noi, fac trimitere la București. Deci majoritatea partidelor care au fost dezamăgiți de conducătorii lor vin către noi. Dar eu nu m-am înscris ca să nu înțeleagă nimeni nimic. Sunt încă neafiliat. Păi ziceți, vin către noi, dar dumneavoastră nu v-ați înscris, e un nonsens. Sunt în discuții. Vorbesc și eu la plural ca să încurajez oamenii și să vină către această formațiune, pentru că mi păi se pare... Păi să vină oamenii sau nu? Că uite, cu CPN-ul și-au cam bine, luat seapă. Doamnă, CPN-ul m-a contactat și pe mine. Nu vreau. Ei, dacă ei se pară, sunt oameni de valoare, dar n-au reușit să depășească niște bariere, n-au înțeles că mecanismul nu funcționează doar ca pe internet, n-au înțeles că nu înseamnă doar un live și am 15.000 de like-uri și gata, sunt președinte. Nu, politica e complicată. Aici ai nevoie de oameni mulți. De 40 de ce ai nevoie de 40.000 de candidați. Ori eu n-am văzut la ei o dezvoltare de tipul ăsta. Am discut și acum cu ei, am tot respectul pentru ei, v-am spus, analizat ca persoană fizică, sunt oameni de toată isprava, dar politic nu. Nu întâmplător nu m-am dus acolo. Nu întâmplător nu m-am dus. Bine, pentru că am luat niște criterii și eram, ne și pe noi. Eram aproape de principiile mele și cu acei oameni, dar uitați-vă că n-au fost în stare 4 sau 5 câți erau acolo să reziste 3 luni. Da. Păi aici e problema cu mișcarea suveranistă, că uite, n-au loc pe televizor, n-au loc în presa centrală, ba mai mult să și ceartă între ei și poate de asta populația este dezamăgită. Eu o să vă spun cu dezamăgire că o parte dintre ei sunt montați să servească lucrul ăsta. Adică să servească, știu eu, dezamăgirea asta pe zona suveranistă. Doamne, să știți că 2024 va fi un an decisiv și este o luptă între globalism și suveranism. Nu se mai discută între stânga, dreapta, PNL, PSD, știu eu, USR, aceeași mizerie, UDMR. Nu. Lupta este între globalism și suveranism. De aceea este bătălia asta cruntă pe zona suveranistă și Ciolacu a devenit suveranist într-o dată, așa. Și Helvig, l-ați văzut, toți sunt suveraniști acum. Nu întâmplător sunt mai multe partide partidulețe aici pentru că se încearcă scindarea acestei mișcări ca să fie preluată de către marile partide pentru că un vot, știu eu, scindat profită partidelor de guvernământ de astăzi, PSD-PNL. Om trăi și om vedea mai până atunci, dar până atunci, domnul Coarnă, murind de foame, asta e problema. Și oamenii sunt dezamăgiți, cetățenii sunt dezamăgiți, văd aceeași mizerie și de aia nu se duc la vot.
din păcate. Murim de foame, dar până la vot mai sunt 2 ani. Hai să murim demn în stradă. De ce să murim ca proști în casă de foame și de frig? Doamne, eu v-am zis că dacă ajung în situația asta, mor în stradă, dar mor demn. Nu mor ca idiot în casă. Să mă scuze, să mă ierte oameni. Și nu fac trimitere la cei oameni bolnavi care nu au posibilitatea, nu pot să iasă medical. Mă refer la noi, ceilalți care avem aceste posibilități să ieșim în stradă. Haideți să murim în stradă de frig și de foame. Dacă tot oamenii ăștia ne-au condamnat la moarte, haideți să murim demn, cu capul sus și în stradă, la guvern și la Claus Werner Iohannis, la Cotroceni sau acasă la ei. Asta e soluția. Avem Constituția de partea noastră, avem forța legii de partea noastră, avem dreptul la pichetări, la mitinguri, la demonstrații. Situația economică ne îndreptățește. Da? Asta deci e soluția. Soluția, ziceți că este în stradă, să iasă toată soluția pe termen scurt este în stradă, pe termen mediu la vot este să înțeleagă perfect toată România că nu mai trebuie votat PSD, PNL, UDMR și USR. Fără PSD, fără PNL, fără USR. Fără. Dacă păi vreți, da, lăsați puțin că în primul rând partidele astea mainstream au mașina de vot. Da? Și noi știm cum să votează. Oamenii au mașina de vot, noi avem votul. Dacă noi venim 70% la vot și ei primesc doar 5%, cât să fure? N-au posibilitatea să fură 65%. Ei fură în momentul în care prezența este scăzută, atunci se joacă cu procentele. Dacă prezența este masivă și votul pentru ei este mic, la revedere. Case closed. Caz închis, vorba lui Șuric de la Piatra Neamț. Domnul Coarnă, 5 minute mai avem. Hai să tragem și concluziile, pentru că sunt multe voci care vor, iată, naționalizarea Petromului, a marilor companii pe care ăștia l-au privatizat pe 3 lei, Roexit, la fel. O să vă rog să-mi spuneți care e opinia noastră. În privința Roexit, eu cred cu tărie că trebuie reanalizat tratatul politic de la Maastricht. Trebuie reanalizat acel tratat politic. Suntem obligați să renegociem, să reanalizăm acel tratat, pentru că suntem abuzați din această perspectivă. Din perspectiva contractelor, până la naționalizare, care e o procedură un pic mai greoaie, avem posibilitatea din aplicarea legii să revizuim acele contracte în ceea ce privește redevența și clauzele pe care ei nu le-au executat. Haideți să luăm ceea ce putem face astăzi, să majorăm redevențele. În primul rând trebuie să le facem publice, doamne. Primul lucru care trebuie făcut, declasificarea lor și făcut public, cum e în Norvegia. Au un fond de suveran de investiții, toți bănuții merg acolo, toată lumea vede, după care pleacă la învățământ o sumă de bani, pleacă la sănătate și așa mai departe. Norvegienii l-au dat deschis, inclusiv fondul l-a deschis. La noi l-a închis. Deci primul lucru trebuie să declasificate. Doi, redevențele majorate la maximul care prevede legea undeva la 13%, că așa prevede legea, eventual modificând și legea redevențelor. Trei, din aplicarea legii trebuie auditate toate aceste contracte. 4. Controle începând de mâine, specializate de la ANAF către tot ceea ce înseamnă acești investitori multinaționale, OMV Petrom, zona de defrișare de păduri, zona de construcții, zona de autostrăzi. Uitați-vă că noi am clasificat contractul Bechtel, am plătit, dar nici contractul nu l-au mai găsit, nici clasificat nu l-au mai găsit Șova. Dar am plătit în tot acea autostradă, dar ea nu e executată, dar noi am dat banii. Și contractul e clasificat și Șova nu îl găsea. Să declasificăm și contractele cu Bruxelles despre acele vaccinuri, 2 miliarde de euro. PSD-ul e la putere, Ciolacu, de ce nu declasifică acele contracte? Domnul de la Sănătate, cum îl cheamă? Domnul Rafila. Domnul Căciu, au toate părghile. Domnul Rafila e la OMS. Păi OMS. Domnul Rafila și el pe listă subvenționat din afară de acolo. Aia zic, da. Păi bineînțeles că da, toți sunt undeva ancorați la niște surse externe de bani. Și atunci sigur că sunt sclavii lor. Pentru că i-au cumpărat, sunt cumpărați. Ce așteptă să iei de la ei? Dar vorbesc... dumneavoastră n-au încercat să vă cumpere puterile astea străine? Ba da. Și de când erau dat sindicate sau acum politică? Da, mai de mult. De-aia m-au dat afară că n-au reușit să... Doamne, eu am refuzat să fur și să mint. Și acum sunt independent pentru că m-au exclus ei. Oricum plecam eu. Dar inițial n-am vrut să fiu eu cel care pleacă să nu se creeze o senzație că... Le-am creat un pretext, le-am dat pretextul și m-a exclus, ca să vorbesc extrem de direct. Că ei oricum mă scosese din toate zonele mediatice când eram încă membru PSD, dăduse telefoane la toate televiziunile să nu mai fi invitat, peste tot mă blocase, deși era membru PSD. Și atunci, da, în spate discutau să nu mă excludă, că aveau o problemă politică spunând că o să piardă ceva electoral.
Bun, dar n-ar fi bine să avem în România o lege a averilor ilicite, adică ăia care au furat și sunt condamnați? Domne, nu mă interesează neapărat să-i văd la pușcărie, mă interesează ca statul să recupereze. Doamnă, avem legi, bun, de acord cu dumneavoastră, dar eu v-am dat două exemple standardizate unde avem lege și nu se aplică. Redevența neachitată de 6,7 miliarde lei de către OMV către bugetul public prin constatare prin raport al curții de conturi și nimeni, statul român, nu-și cere bănuții, nu-și cere banii, că-s banii noștri, nu avem bani de pensie, nu avem de salarii, avem inflație mare, avem deficit, avem tot ce avem. Bun, și încă una constatată de ANAF și niște, cred că au greșit pe acolo, a fost unul care n-a știut semne și semnale și au constatat o evaziune de 62 de milioane printr-o firmă din Cipru cu salariile tot la OMV. Dar nu le cercetează nimeni și nu recuperează. Deci nici acolo unde avem semnale clare, nu recuperăm banii. Dar ce să vorbim despre controle? Cine să facă controle? Căciu, îl vedeți în stare pe el cu ANAF-ului să facă controle? Îl vedeți în stare pe Marcel Ciolacu să facă controle? Păi doamnă, în momentul în care declanșează controlele, OMV are în România intrare și pe la parchete. Că v-am spus că ministrul justiției, v-am spus sau nu v-am spus? A fost avocatul lui Petrom. Da, a fost avocatul lor, da, și domnul Petrom. Și atunci, sigur că au intrare și acolo și cum mișcă în front, cum DNA-ul este imediat activat și pac, Bădălău, jos, la pușcărie. Deci cei cu Bădălău acum sunt poate întâmpla pe bune, cu dosare penale cu probe, oricărui lider PSD. Numiți dumneavoastră unul. Numiți unul dintre ei. Și oricare vreți, la întâmplare luăm, au fiecare dintre ei au mari probleme de natură penală. Problemele care sunt la DNA sunt dosare acolo. Oricare dintre ei mâine pot să meargă lângă Bădălău să stea în cameră cu el. Oricând. Ei, haideți că nu sunt chiar toți așa. Liderilor? Mai sunt și oameni curați. Ia dați-mi un curat. Uite, Titus Corlățean. Mai vorbim. Da, domnul Modi, ești de la Alba. Ce? Lăsați-l pe domnul Modi. Ăla e lider. Ce Dumnezeu, doamnă? Noi vorbim de... M-am dat pe Bădălău și îmi dați pe Alba. Iulia, mi-l dați pe... Mergeți la centru și numiți-i. Păi, păi nu știu, de la centru, da, e mai complicat. E frică, e frică să ziceți numele. Mie nu mi-e frică. Păi cine să... Stănescu, de exemplu. Grindeanu. Vedeți, vă dau eu nume? Păi, dați-mi, da. Îl dați pe Mătieș de la Alba. Da, ăla bine. E un om care mie mi se pare foarte curat. Doamnă, da. De la primul mandat. Dumneavoastră sunteți un jurnalist inteligent și ați înțeles unde... Am înțeles unde bateți, da. Dumneavoastră ați vrut să-mi schimbați traiectoria în comunicare, dar nu, nu. Nu, domnul. Când am zis Bădălău, m-am gândit la Ciolacu, la Stănescu, la Grindeanu, la numărul 0 din partide și cam 70% din organizațiile teritoriale. Cam 70%, chiar spre 80%, funcționează în mecanismele astea infracționale. Grup infracțional organizat. Și vin cu probe oricând. Da. Bine, vă mulțumesc frumos. Nu știu dacă România va ieși din criza asta. Rămânem cu mâna întinsă oricum. Doamna, știi ce se întâmplă? Să nu ne pierdem demnitatea și să nu scăpăm acest moment operativ, cum îi spuneam noi informativ la poliție. Este un moment operativ zero, un moment de demnitate zero. Dumnezeu până la urmă ne-a dat această încercare. Știți cum e? Repetam acel proverb care ne spunea că, domne, tot rău spre bine. Și acum, iată că toată societatea se concentrează pe acest subiect, s-a creat emoția publică, haideți să ne ducem și să numim vinovații principali. Președinte, guvern, parlament. Președinte, guvern, parlament. Președinte, guvern, parlament. Ne stați vinovații, nu e Petrom. Aia e temă falsă. De-aia am repetat în mod constant, președinte, guvern, parlament. Acolo este vinovăția principală a... Tot, bun, da. Credeți că românii vor boicota în continuare firmele austriece? Vor ști pe cine să pună ștampila peste? Să boicoteze Parlamentul, doamne, pentru că Parlamentul României în regim de urgență a modificat legea offshore la solicitarea celor de la OMV Petrom și scrisă de juriștii OMV Petrom însușită de Ciucă Ciolacu, Kelemen și Pan Bucean. Ciucă, care nu știa că România produce motorine, inițiator de lege la offshore. Da? Legile justiției Predoiu, la fel. Predoiu a modificat pe repede înainte legile justiției, s-a predat și Constituția, suveranitatea constituțională, că o să fim admiși în Schengen. Aici sunt vinovații, doamnă. Trebuie să mergem la Predoiu, la Ciucă, la Ciolacu, la Popescu, la Iohannis. Știați vinovații. Președinții celor două camere. Știați vinovații. Că ei veneau cu semnul și semnalul de votat. Păi eu știu ce am pățit în acele comisii cu amendamente. Se reau pe mine că o să mă dea afară din sală. Ne-am explicat, măi, domnul președinte, nu mă dai afară din sală, că nu mai ales tu pe mine. Păi eu sunt ales de cetățeni și reprezint aici interesele lor. Da? Acolo trebuie să găsim vinovații. Repet și cu asta închid. Președinte,
guvern, parlament, și nume afară. Klaus Werner Iohannis, Nicolae Ciucă, Popescu, Marcel Ciolacu, Bode, Aurescu, Serviciul de Informații Externe și doamna Gorghiu de la Senat, de acolo. Nu trebuie să facem și pe lângă domnul Iohannis. Alinuța, da. Bine, Alinuța. Mulțumesc, domnul Coarnă. Vă doresc bună seara. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mulțumesc care ne-a urmărit. Succes pe mai departe, să știți că oamenii vă apreciază. Aveți multe mesaje pozitive de susținere pe acest chat și le mulțumesc tuturor. Mulțumesc și eu, Doamne ajută. Sănătate. Seară bună.